Din bugetul municipiului Alba Iulia vor fi alocați peste 650.000 de lei pentru sprijinirea asociațiilor care se ocupă de copii cu dizabilități și vârstnici aflați în dificultate. Finanțările vor fi propuse spre aprobare în ședința Consiliului Local din 26 ianuarie. Astfel că asociația non-guvernamentală Maria Beatrice va primi o sumă în valoare de 300.600 lei pentru acordarea de servicii sociale unui număr de 30 de copii. Asociația pentru consiliere și asistență specializată va primi 200.400 lei pentru acordarea de servicii sociale unui număr de 20 de copii. Pentru susținerea Centrului Educațional de Zi Sfântul Nicolae, Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia va primi 125.000 de lei. Printre asociațiile finanțate se mai află Caritas și Asociația Sfântul Andrei Bărăbanț.